Ziua, acesta este noul meu cub, Yulong V2 Magnetic și astăzi vom face unboxing și îl rezolvăm. După cum am spus înainte, acesta este noul cub Yulong V2 Magnetic și da, are o cutie foarte mult, acesta este cuțitul, care vom desface și îmi place foarte mult cutia, cred că o să o păstrez. Nu, de aici se deschide. Nici de aici. Nici de aici. Nu. Nu știu unde se deschide. Stai să vedem. Va trebui să... Uite, de aici se deschide. De pe fața, cred că de pe fața galbenă a cutiei. Îl des. Și acesta este un tutorial. Știu ce este, o broșmă, o repede. Acum mă nătești trebuie să atâta în cuțit. Așa. Am desocupat cuțit. Bun. Așa. Am desocupat cu bun. Acum să vedem cum se mișcă. Uai, ce fain e. Face foarte mult covorul ăsta. Să vedem. Oh, bun. Bun. Oh my god, ce bine se mișcă. Wow. Wow. Îl amestecăm ca să-l putem rezolva mai târziu. Așa. Se mișcă foarte bine, să vedem corner cutting-ul. Oh my god, foarte bun. Foarte bun corner cutting. Wow. Se mișcă foarte bine. Și imediat ne apucăm de rezolvat. Să vedem dacă tai asta. Asta nu chiar, așa. O să se mai relaxeze după câteva zile, după câteva rezolvări. Și o să tai și colțurile alea mai grele. Da, este foarte bun cubul, vă recomand să vi-l luați, chiar și dacă sunteți începător, dacă nu aveți alt cub și știți să rezolvați cubul, luați-vă un cub din asta, dacă nu aveți niciun cub și vreți să învățați, puteți să luați ăsta, că nu este scump, bine, este scump, este 95 de lei, o să las în descriere un link de la site de pe care l-am luat. Acum aici avem și cronometru pentru rezolvare. Și hai să-i dăm drumul. Ne uităm puțin la el să vedem cum să-l analizăm, să ne dăm seama cam ce avem aici. Și da, o să-i dăm drumul la cronometru și începem. Bun, începem. Vom vedea cine iese. Am rezolvat cubul. Yes. Nu, yes.
minut 34. Nu timp de scuze, zice, eu pentru mine acum să ajung, o să fac și eu mai târziu, clar. Cool, este rezolvat, să vă convingeți, îmi place foarte mult, să vedem. Da, se mișcă bine, e ok. Foarte bun, da. Vă recomand să vă luați și după cum am spus, cred că mai spus, o să las link în descriere de pe site-ul unde mi l-am luat. Magneții primarici, cred că se simte puțin pe magnetic. Da, îmi place, e fain. Da, și cutia este foarte frumoasă. Chiar să păstrez cutia aia. Și da, cum? Da, este bun. Este frumos, se mișcă bine. Ce să mai zic? Sunt cu bun. Bun.
cubul s-a relaxat acum și este mult mai bun. Ia uitați ce bine se mișcă. S-a relaxat foarte tare. Nu mai are loc apoi, aproape deloc. Deci, aproape deloc nu mai are loc apoi. Corner cutting-ul... Da. Uitați, deci este foarte bun. Și colțurile, uitați să vă arăt. Mai o secundă, nu cred că pot ieși așa. Și arată un colț când îl scoți și... Numai să le desfac, așa, dacă vedeți, aici sunt magneții. Nu încercați să desfaceți colțurile, că e mega complicat să le asamblați. Și așa se pune la loc. E așa și așa. Înainte se torceau colțurile foarte mult. Nu așa făceam, eu nu înțeleg de ce. Dar acum se mai întâmplă asta de foarte mult timp. Cubul este bun. Vă recomand acest cub, se mișcă foarte bine. Da, chiar vă recomand cubul.